Ia uzi, bă, dedicăm această piesă lui Ciolacu, hoțul de portofele. Adică nu, de conținut în portofele. Corect, dedicăm lui Ciolacu, hoțul de portofele. Portofelele românilor. Ia și șarea noastră de aici. Ce să facă și lui, fie cu noi două. Așa s-a obișnuit. Asta cred că a fost o glumă, mă rog. Mă trezesc chiar cu ea după aceea pe România. Ai auzit? Sara Raima. Dragostile, ne depăde. Sara Măsii, Sara Raima. Nu te încăi de dormi. Pentru domnul Predoiu, dedicație. Care a furat carnetul, bă? Care a furat carnetul? Ela mi-a furat steagul și Predoiu carnetul ăștia se specializează pe antre trece. Da? Și tu ești pe TikTok? Eu nu. Tu ești pe Facebook? Da. Eu noi, noi suntem pe TikTok. A, da. Așadar, dragi prieteni, ne aflăm aici la o petrecere a unui prieten bun de-al nostru. Și această petrecere este ca urmare a faptului că i-a luat carnetul în viață. Noi așa facem, că ne ia carnetul de petrecere. A zis că să sărbătorească, cică. Vrea să sărbătorească. Nu de alta, dar cu ocazia asta mi-am luat carne. Ia, uzi, bă! Ne copești, ai bine, drumul ți las, să cânte una cu carnetul. Ce? Să-l întreb pe Ovi dacă are. Ovidiu, Ovidiu, are și piesă cu carnetul. Să face o piesă cu carnetul. Să nu fi doctă presit. Hai că-i dă acum cu carnetul, mă. Are o piesă specială. Da. Și nu te-am adia la secă de comare, drag. Acum hai să cătăm eu de alte care m-a rugat, stimata doamnă. Chiderea mică țiganca, l-a ascultat pe Dan Armeaca. Ne reactualizăm, venind din trecut, acum în modern. Haide, domnul Atomar, nu mă pricep la astea cu Armeanca, cu țiganca, nu mă pricep, mă scuzați. După melodia asta e. Așa că luați-l de 100 de ori, îl dau cadou. Nu de alta, dar între timp mi-am luat bicicletă, mi-am luat trotinetă, bineînțeles că le-am primit pe de-a moaca, mi-am luat caz și între timp m-am trezit că am și avion și elicopter. Sunt oameni care au avioane și elicoptere care le pun la dispoziția mea să mă deplasez doar să scap, să-i scap de sistemul ăsta. Nici nu știți ce ați provocat voi, fraierii ăștia din sistem. Ați provocat o unitate a săracilor cu bogaților. Nu mi-am închipuit vreodată așa ceva.
Ia uziți, oameni buni, i s-a oferit avion Vianei. Mie îmi convine mai bine, că și așa mi-era greu cu mașina. Ia uite, mă, ce avem aici. Zice, nu o să am nevoie de carnet, o să am coloană oficială. Eu am coloană vertebrală, nu oficială. Oficială. Deci ai coloană vertebrală, nu oficială? Am coloană vertebrală oficială. Coloană vertebrală oficială, da. Corect. Șantajează pe TikTok că sunt ok. Bravo, mă, tata! Păi tu realizezi, mă, până și pe TikTok? Am închis live-ul, l-am reluat. Ce, ne jucăm cu el, cu noi? Dată-mi cu speranță, dată-mi cu speranță, acel matur prieten, cel mai bun prieten, împarte cu mine și cele bune și rele. Acel mai bun prieten, bine treaba lume, împarte cu mine și rele și bun. Corect! Fii cu mine, bine și răsă, ce pentru mine plăce. De ce? Să te ridicăm! Ești cu noi! Hai!
spune așa. Dar ca doi frați a fost în și de ce ne spune că pe ce rău să mă ascult la sfatul. E ceva de nedescris pentru că tinerii o iubesc pe Diana Josoacă și ca să nu mai vadă Petrecer, dar de ce? Petrecerea face parte din viața omului. Mai ales că noi nu consumăm băuturi alcoolice. Noi nu consumăm băuturi alcoolice niciodată. De la domnul Ovidiu, Alex, de la Pantaleu, trebuie să mă numai. Ce va fi? O să fie o nebunie. Parte cu mine și relele și tu. Vă mulțumim, dragi prieteni, că sunteți cu noi la această oră. Fantastică! Aș vrea să trăiți exact cum am trăit eu. Ia uite! Cum am vorbit de tineri, n-ai restricționat în funcție de vârstă. Iar ne-au restricționat la în funcție de vârstă. Ați văzut, bă, fraților! De Cătălie! Deci care e problema? Că nu înțeleg! Fii atent! La emisiunea voastră de vârstă, live-ul tău ar putea conține teme care nu sunt potrivite pentru un public mai tânăr și a fost restricționat pe criterii de vârstă. Contestație! Contestație în desfășurare! Vă dați seama, bă, oameni! Păi invers, că nu se vede bine, se vede invers. Hai să focusăm! Pregătirea ca să nu petrec, dar eu venit, tot bine să plec. Deci cum am vorbit de tineri, cum am închis live-ul. Live restricționat în funcție de vârstă. Nu, pentru tineri. Deci nu au voie tinerii să vadă live-urile lui Diana Șoșoacă. Băieți, mai ieșim o dată, da? Și revenim, vă rog frumos, hai să-i rupem live-urile. Să se uite la live-urile lui Diana Șoșoacă, pentru că sunt atrași de nebunia Dianei Șoșoacă, care e efectiv de tinerețe. Tinerii trebuie să se distreze. Tinerii trebuie să aibă o viață frumoasă, să aibă bani, să se-și permită, să se plimbe, să se distreze, dar să învețe. Da? Trebuie să le reface școala, să fie o școală constructivă, normală și să se ducă la distracție, că da, e tinerețe. Nu să stea să aibă două, trei locuri de muncă. Asta nu e viața de se trăiește în România. Tinerii n-au viața în România, bun, și ăsta e adevărul. Cum vor să-și facă un drum? Ba droguri, ba prostituție, ba... Nu se poate! Să se ducă la o distracție, să stea să aibă două, trei joburi pe zi, ca să ce? Ca să supraviețuiască, de-aia ne-am născut, ca să supraviețuim sau să trăim. Viața e făcută din bune și cu rele, dar trebuie să avem condiții să ne distrăm. Păi când te distrezi? Când ai 60-70 de ani? Acum la tinerețe e tot un loc, că de-aia ne și luptăm cu așa să vă facem o viață mai bună. Nu e posibil așa ceva. Auzi, să nu... Nu că nu există băutură. Noi nu bem. Da, mă, noi nu bem alcool deloc. Eu am o limonadă, ia uite. Să
major băieții. Vine așa, așa, așa. Stop! Ai, e pa dragoste de tine. Ai așezat
tine. Hai, România! Să fii cu dragoste, păi și mai rog să te gândesc în bine. Când mai sunt atât în suflete, cum te mai ai stau pe mine. Sunt atât de multe fete în sală, dar mă trebuie frumoase din calea afară. Doamne, peste mine tu ai dat, păi dragoste să fii de nevăcare. Lumea să mă iei, să-i șapte. Și nu-mi e bine, dar n-ai pa dragoste de tine. În viața mea a fost o dată, o dragoste adevărată. Dar tu șoftezi și nu-mi e bine, dar n-ai pa dragoste de tine. Zico! A terminat repriza întâi de dans. Cum te simți, Diana? Mă simt foarte bine, liberă, independentă și suverană. Cum se poate după câte nenorocire ai avut pe ziua care de astăzi? Care nenorocire? Pe cum, ia uite, de dimineață ai avut numai... Păi și cum te mântuiești? Cum treci? De azi noapte, adică ai avut așa, niște... surprize neplăcute cu o mașină care stătea în fața blocului tău. M-a dus peste. Deci nu te-a stresat asta? Păi m-a stresat că aveam un gaze de eșapament și mă deranja că ne avem acolo curte interioară, zgomot unul noaptea și m-am dus peste ei. Băi, frate. Și a zis, ce faceți nouă aici? Oh, că stai aici, unde stai tu, mă? N-au zis, ne facem și noi datoria. Zic, unde stați voi? Pe aici la scara B, bă băiatule, eu stau aici de 22 de ani. Unde stai tu, mă, la scara B aici? Că stați blocul cu 4 etaje. Cine ești tu?
Că ce? Băi, zici ceva? Dacă simt că mă pui în pericol, 112 și hai. Și până la 112 te dai afară. Confort codului rutier, hai, trage pe partea aia, că blochezi strada, ieși afară. Deci, hai. Zic, de 5 ore ești aici, care-te? Zic, dacă te mai găsesc aici și mă întorc cu câinele după rondul de noapte, zic, ți-o iei rău de toți. După 2 ore te stacă. Deci ai scăpat de prima situație, a doua, a doua situație cu carnetul n-ai mai scăpat. Deci da, da, orice rost pe bine. Am înțeles că am o groază de am o groază de șoferi care se oferă gratis cu tot cu mașini. Nu există județ în care să nu am o mașină. Mai mult m-am trezit că am și avion și elicopter. Așa cum a rugat domnul Ovidiu, de tot doamna Diana, două strofe adevărate. Ia zi, domne! Ia, pentru mine, ia! Se filmează, nu? Se filmează! Astăzi, ce buiește internetul, of, of, of! Mi-a luat poliția carnetul, of, nu, doamne, of! Ce buiește internetul, of! Chiar am poliția ca de drum. Hoc, măi, doamne, hoc. Și mă șurpă ochii mei. Sha-la-la-la-la-la. Ce rog am cercat cu ei. Hoc, măi, doamne, hoc. Și mă șurpă ochii mei. Sha-la-la-la-la-la. Păi ce rog am cercat cu ei. Hoc, măi, doamne, hoc. O melodie rapidă pentru Diana și carnetul. Și cum spune drumul care va opri, casă. Așa ca să, dacă să audă cei de pe aici, să fie bine, să nu fie rău. Am spus până. Și ce spune lumea, doamne, oh, oh, oh. Și ca mea pinte să mare, oh, măi, doamne, oh, oh. Eu spun lui adevărat, oh, 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 oh. Regulamentar la circulat, oh, măi, doamne, oh, oh. Și o să fac plângere. Sha-la-la-la-la-la. La voi la poliție. Oh, măi, doamne, oh. Frunzuriță și tricor. Sha-la-la-la-la-la. Să-mi dați permisul înapoi. Sha-la-la-la-la. O compunere așa frumoasă după doamna Diana. Are și de sau supărare că i-a luat permisul. Se mai întâmplă. Sufletul mi-e supărat. Oh, 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 oh. Patrei luni mi l-a luat. Oh, măi, doamne, oh. Dar eu am inima bună. Oh, 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 oh. Învăț și le-au într-o lună. Hoc, măi, doamne, oh. Capul meu lumește. Sha-la-la-la-la-la. Și la mine mă iubie. Hoc, măi, doamne, oh. Și eu nu sunt supărată. Sha-la-la-la-la-la. Trăiască poliția toată. Doamna Diana învață și și-a trimis una pentru lună. Mulțumim frumos, Aluna! Mulțumim frumos, doamne, și mortal! Bravo! Foarte tare! Vai, cât de mișto! Vedeți, mă, ce mișto sunt românii! Numai românii sunt stare de așa ceva, frate! Ești super! Cum, mă, să... Ce? Ah, ok. Deci, continuăm interviul. Domnul Lazarus, vă rog frumos, am înțeles că ați venit după mine la petrecere ca să vedeți ce fac și să luați un interviu.
Vă rog frumos. Poate mi-a mâine, doamnă. Da? Poate mi-a mâine permis. Lasă că vine ăștia scanul, vă zbrați și ție, o contestate, ține-i înapă. Dom'le, am venit aici să văd care este situația, pentru că dacă am auzit că s-a ridicat, s-a reținut permisul, am zis că poate nu mai circul cu mașina, dar după aia mi-am dat seama că ai o dovadă, ai o dovadă de circulație și totodată mi-am adus aminte că treaba asta cu dovada de circulație am rezolvat-o eu cândva cu un atac la Curtea Constituțională, când mă judecam cu miliția rutieră, că asta e miliție, nu e poliție. Ăștia toată ziua nu fac nimic altceva decât să stea la pândă și să vadă dacă găsesc pe cineva și dacă e și o personalitate, cu atât mai bine, ce e bine că trebuie să raportăm, să ne dăm mari că am luat carnetul unei personalități. Dar nu arătăm imaginile. Și-au plecat, s-au urcat în mașină și-au fugit. Deci eu propun să facem un amendament la legea codului rutier, prin care miliția să fie obligată, în secunda în care prinde pe cineva, să dea imediat proba. Pentru că eu am... Păi da, dar se vede că prevalează numai ce le convine lor. Da, am înțeles. Și în momentul de față... Au zis că nu le au când le-am cerut. Da. Da. Păi cum? Pe baza ce m-ai oprit pe mine? Ți-am zis că pe mine m-a oprit acum vreo 3 ani și când am cerut imaginile nu mi le-au dat și când mi le-au dat, mi le-au transmis, bineînțeles, după contestație oficial, am sesizat că în imagine apare un gard care fuge cu 100 de kilometri la oră. Deci asta cu gardul care fuge cu 100 de kilometri la oră e genială. Puțin, o să o dau publicității zilele astea. Ca să întrebe care zice că mă cunoaște pe mine, ăsta nu i-aș livrat să ajungă să mă cunoască. Cine-i dubiosul ăsta, frate? E, dubiosul. Iuda, Calul Troian, Brutus. Brutus a sunat și... Auzi, dar ăsta trăiește din viața ta sau cum? Da, trăiește, cred că primește bani pe faptul că mă denigrează. Timp de 4 ani a trăit pe spezele mele și acum că trăiește... denigrându-mă pe mine, pentru că alte idei nu are decât să denigreze. Că el nu știe să construiască, nu știe să facă nimic, este naționalist, este nimic, nu știe să lupte pentru România, că dacă lupta, să vedea. Deci da. Orice ți se întâmplă ție, el trebuie să comenteze? Da, sau cum? Te-ai no. comentat un șef, așa, știi cum e, așa trăiesc amibele. Da? Sub gând de la alții. Sugeți în continuare, sugere plăcută amibelor. Mă rog, da, sugere ce să zic acum? Sângele oamenilor, da, ok. Am disipat în inimă, na. Da, deci ne-am lămurit cu treaba asta, cu... Stai puțin, și a fost cândeva... carnetul. Doamna Joșoacă aleargă, da, în general am alergat la 5.000 de metri, circulă... Circulă cu viteză. Cu aceeași viteză cu care am ajuns în sondaje ca nimeni altcineva în lumea asta de-a lungul timpurilor. E aceeași da. Viteză, viteza luminii. Conform datelor, m-ar fi putut să mă prindă. Da, asta-i curios cum de te-a prins. E ciudat cum de te-a prins. Eu am crezut că mă întreabă de centură. De viteză. Dar a fost interesant acolo. Deci, practic, pe tine te-a scos din coloană și... Nu! Sau cum? Eram cu toții la sensul giratoriu. Înșirați, fost, așa. Da, era mulți, era aglomerat. Am văzut că tu... Gipanul a fost să treacă pe dreapta, că el era în fața mea. Da, și s-a gândit că îl oprește pe el. Da. Și zice, nu pe tine, prietene, că nu am treabă cu tine. M-a trecut pe mine și păi rația a lăsat pe toți să treacă. Păi dacă eu aveam 110, trebuia să avem toți. Și Gipanul și toată lumea, nu? Uh-huh. Ok? Păi și cum au argumentat treaba asta? Nu au argumentat, nici nu s-a prezentat. Nu s-a prezentat, nu știu cum îl cheamă. Păi l-am văzut că a fugit cu procesul verbal, cu tot după aia, nu? A fugit, da, când eu i-am spus să scrie observațiile. Ăștia au luat-o pe urma primarilor, care da. E situația? Da. Data viitoare când mă mai vedeți, fugi. Un pantof Adidas Torsion.
Nu mai zici așa, Diana, pentru că se va interpreta, o să se spună că tu nu vrei să respecti legea și că îi desconsideri pe milițieni și chestii din astea. Da, îi desconsideri pe cei care încalcă legea. Ei nu au respectat legea. Nu vorbești cu mine cu 28 de ani de avocatură în spate, care am avut atâtea dosare din astea de contestații, de viteză, lor permis și așa mai departe. În general ne-am câștigat pentru că veneam cu metrologia aparatului și erau praf și pulbere. Deci habar nu aveau nici măcar o aprobare, nu aveau certificat metrologic, nu aveau nimic. Da? Astea sunt luate pe nașpa, ei dau 4.000, 5.000, 6.000 de euro pe unul când poți să-l iei cu 1.000 de euro, da? Sau poate și mai puțin, da? Dacă mai ales la câtă cantitate au ei. Și nu sunt verificate, nu respectă standardele, nu respectă ei standardele de europene pentru a sta la pândă. În orice caz, dispozițiile europene sunt că nu ai voie să stai la pândă, da? Tu trebuie să previi, nu să sancționezi. Provoci, da? Nu să provoci. Deci, multe, am văzut mulți proști care vorbesc, ăștia habar n-au pe ce lume sunt, dar așa avem o societate care este umilită și sclavizată, pentru că sunt mulți proști care nici nu vor să-și cunoască drepturile și atunci asta este, ce să faci? Prost se numesc. Prostul este cel care nu știe și nici nu vrea să știe. Da. Deci, până la urmă, te-a oprit, ți-a reținut carnetul. Au vrut un autograf de eu, n-am vrut să-l dau. Serios? Da. E cum, îți ia carnetul și... Ți-a carnetul și cer autografe. Era mai ieftin, du-te dincolo, tinichea. Eu zi. Ia zi. Coiță? Sau ce? A spus că ați încălcat legea, că ați avut 110 și să terminați cu circul. Da? Circul fac ei. Mizeriile astea să pui umane care își bat joc și de lege și de români. Voi care luați șpagă, voi care luați șpagă, polițiștii care luați șpagă, care trăiți din prostituție, din proxenetism, din pedofilie și din droguri. Asta faceți voi, polițiștii. Cea mai mare parte din voi. Am un singur polițist în țara asta, Valer Covaci. Atâta timp când nu există alt polițist care să fie alături de el, toți ceilalți sunteți complici. Și știți foarte bine din ce aveți averile. Aveți averi incomensurabile, aveți mașini pe care nu le puteți plăti din salariul vostru mizerabil. De unde șpaga? Centru vechi să vă anunț de acea expoziție mizerabilă, blasfemiatoare, în care șeful poliției din centru vechi a venit fără costum, fără echipaj, fără nimica și nu a vrut să îndeplinească atribuție de polițist, însă domnul respectiv lasă copii de 7-8 ani să fie obiectele sexuale ale străinilor. De ce? Pentru că și-a banul. Voi polițiștii care împreună cu unii din justiție și cu DGASFC-ul vindeți copii între 100.000 și 600.000 de euro? Băi, Coiță, Coică, cum te-o chema? În primul rând schimbați numele, că e un afront la adresa bunului simț. Cum adică? M-ai pus în dificultate. Deci pe ăsta poți să dai în judecată pentru afrontul pe care ți-l face. Eu? Da. Ah. Mai era un otopen, că toți suntem pe aici. Așa? Da? În ce scuze că o să spun? De era o porecă care i-a devenit nume. E. Știi cum îl chema? Nu. Curbelit. Jur! Așa îl chema, era familia, jur! Aici nu. Lui. Da. Da. Incredibil. Doamne ferește. Ce mai poți să auzi? Păi ce poți să auzi? Da, ăla are tu pe o să-mi zică mie. Ai fost tu mă acolo? Ai văzut tu filmările? Cine ești tu mă să-ți dai cu presupusul? În primul rând tu ca organ. Bine, voi nu sunteți organe, că sunteți roșcăiți vai de capul vostru. Organul trebuie să fie strong. Deci organul mental, creier, da? Ca și creier. Sau organul care aplică legea. Organul care aplică legea, da. Voi oricum organisme nu sunteți. Niște amibe, asta este, niște nevertebrate. Dar ca și organ ar trebui să aveți decența, să respectați și să nu vă antepronunțați. Pentru că nu aveți dreptul, nu ați fost la fața locului, nu aveți dreptul să vorbiți, da? Și nu s-au văzut imaginile. Și nu s-au văzut imaginile. Deci în acest context dumneavoastră nu aveți dreptul să faceți, să emite judecăți de opinie dumneavoastră pe canalele de televiziune, pentru că încălcați o dispoziție europeană de aia de vă place vouă. Și mai am ceva, de ce tricolorul României nu e pe mașinile voastre de poliție?
Bă, voi să vorbiți când pe mașinile voastre să fie tricolor, când o să ne respectați, când o să respectați poporul român și când o să faceți prevenție, nu când o să apărați drogații. Apropo, domnul polițist, mai ții minte ăla la mare care a lăsat să scape un nenorocit de drogat? Tu mie îmi spui de voi, mă, organismelor modificate genetic, că astea sunteți, organisme modificate genetic, OMG, oh my god, organism modificat genetic, miliția, da? Miliția ăștia sunteți? Voi care ați lăsat să moară niște oameni pentru că aveți niște incapabili, inutili, analfabeti funcționali, inculți juridic și inculți din toate punctele de vedere, amibelor ce sunteți, amibe, lipsite de orice pic de creier. Voi să tăceți, bă, în fața mea, atât ați spun. Coiță, coică, cum dracu te cheamă? E să nu pronunț numele, că îți cer 100.000 de euro pe fiecare literă din numele meu. La care dintre nume te referi? Că am înțeles că cetățeanul... Și Diana și Iobana Mișoșoacă. Cetățeanul acela a zis că îți ia numele peste 7 ani când... vor fi înfățișările și peste să te... Peste 7 ani, facem de 7 ani. Deci, aș putea decât cimitirul aici aproape, de-aia nu, dar adică... Era o metaforă. Istorie, bineînțeles că o metaforă. Era o metaforă, deci, să nu aute vreunul să spune aiurea ceva. Cetățeanul turmentat. A, am înțeles. Da? Deci ăsta e nume de cod? Da. Cetățeanul nume de cod, turmentat. Cetățeanul da. Turmentat. Da, cetățeanul turmentat. Deci cine nume, dacă așa îl cheamă? Ce vezi acum? Dar eu chiar n-am voie să mai vorbesc? Pe televiziune n-am voie. Nu ai voie să vorbești, nu ai voie să apari, nu ai voie să faci poză, nu ai voie să faci nimic, în principiu. Eu trebuie să dispar? Da. A, trebuie să te mai scuzi și pentru faptul că existi, ia fii atentă. Aoleu, cogito ergo sum. Deci când nu cogito, non sum. Vezi că dacă intri în latină și în... Măcar eu nu intru în latină ca cetățeanul turmentat. Eu intru în latină, ăla intră în latină. Și umbli cu maxime de astea carteziene. Pentru cine nu știe, cartezian vine de la René Descartes, marele filozof francez. Și să mai spunem încă ceva... E pentru amărâții de milițieni asta. Tuturor detractorilor și cetățenilor turmentați și latinelor TV... Unisoa qui mal y pense. Păi ai dat-o pe franceză acum, nu e în regulă. Folosim... E ordinul jartierei albastre. Da. Aia exact. E. Nu știți? Să-și păgoagă-l. Da. Deci asta este situația, domnilor. Situația este că urmează să intre în posesia filmărilor. Cine? Dacă există. Care tu? Filmări? Filmarea cu... Care? Cu momentul când ți-a luat carnetul. A, cu 110? Da. Să vedem dacă există această filmare. Păi, la 110? Deci, îți dai seama că ăsta este scorul cu care intrăm noi în politică? 110%? Bă, în România nu m-aș mira. În România nu m-aș mira. Păi, că nu, că mereu le dau procentele. 110% ești pagă de la Putin, frate. Aoleu. Hai, mă, bă, bune. Dacă bă, intri cu din astea cu Putin, iar am scofricit-o. Iar îți sparge contul? Iar pățesc lucruri. Nu-i mai spargeți contul la Zaras. Că vă spargem noi fețele. Da. De masă. Și mi-a mai furat și banii și ăștia zic că eu încasez de pe urma ta. Vrea, da, da, el nu e supărat că tu încasezi. E supărat că nu i-am dat. E supărat că nu-i dai comisiuni, mă. Știi, atunci când m-a sunat și zice, n-ai dat mă, nenorocitule, și tu o bere, mă. Și că nu i-am dat o bere, mă. Să dai și tu înregistrarea pe care o ai. Când ți-a cerut bani? Care înregistrare? Aia grea. Am o înregistrare? Am mai multe. Am zis să nu dau înregistrarea aia pentru că îi fac rău. Cui? Păi îi fac rău, nu-ți dai seama că e cu procesul ăla și m-a amenințat în înregistrare. Corect. Și dacă o dau publicității pe aia, ce iese? Dar dacă dăm noi niște înregistrări în care a trecut de la amenințare la fapte, oare ce s-a întâmplat în procesul ăla? Asta nu mă pricep. Se lasă greu, nu? Nu știu. Eu am zis să fiu elegant când oamenii sunt la ananghie și să nu dau un personaje căzute. Am înțeles. Decăzute moral. Nevertebrate. Căzute la examenul capacității vieții. Da. E destul de neplăcut ce se întâmplă. Da. Am cerut și eu astăzi... Așa, în general, să știți, nu. E o discuție despre chestii generale. Da. Am observat că lumea e curioasă
La ce ne referim? Ei, la cetățeanul turmentat, frate, la amibe. Da. Se scrie amoebă. Asta e situația. Deci, cineva are o treabă cu Andreea. Mi-a apărut aici în cadru. Da, măi, Andreea. Andreea, te scot din cadru. De ce? Da. Andreea nu bârfește niciodată pe nimeni, nu se ceartă cu nimeni, n-are nicio treabă. Mi se pare corect că mă susține. Da. Asta e situațiunea. Deci, ai văzut ce au zis ăia de la România TV? Da, da, ați afirmat că Diana Șoșoacă este una din femeile din viața dumneavoastră. Dom'le, eu n-am afirmat chiar așa, ia citița aia acolo. Din... Sora face parte din viața unui om, nu? Asta am zis și eu după și aceea. Și având în vedere că noi vorbim, de câte ori vorbim între ea, și la 1 noaptea, și la 2, și la 3, și la 4, și când ne trezim și când dormim. Păi da. Da. Și în sculare și în culcare, adică când ne culcăm și când ne sculăm. Deci asta e situația. Ia uite, domne, și la 12 fără un sfert noaptea se uită 3000 de oameni la noi. Probabil că sunt curioși să vadă cum îți petrești tu timpul după ce ai pierdut carnetul și ce faci la petrecere. Și te-ai scăpat de el. Mă scap eu de mai multe. Când ai scăpat geanta aia peste niște amibe, e că direct balamutul ia. Da. Deci asta e treaba. Începe din nou petrecerea. Închidem? Vrei să închizi? Închidem, da. Vrea lumea să închidem. E păcat să n-ai păcat. Dacă ai uitat cum e să trăiești, măi, cum e să iubești, e păcat să n-ai păcat, e păcat dacă ai uitat cum e să trăiești, măi, cum e să iubești. Fiți bine, nu fiți bătrâni, visători și iubiți nebuni, inima nebună, facem viață bună. Nu vă faceți că trăiți, iubiți, iubiți cu folos, măi, și trăiți frumos.